cei doi samurai și servitorul. Un samurai se îndrepta spre Kyoto și era amărât că nu își găsise niciun servitor care să-i care lucrurile. Pe același drum mergea un alt samurai care era amărât că nu-și găsise un servitor care să-l însoțească. După ce se întâlniră, au hotărât să continue drumul împreună. Trebuiau să-și care mai departe singuri lucrurile, dar măcar nu mai erau singuri. Mai târziu s-au întâlnit cu un țăran. L-au întrebat dacă ar vrea să fie sluga lor. Acesta acceptă cu plăcere în schimbul unei sume de bani. Samurai îi dă dură să le ducă lucrurile, dar nu erau mulțumiți de el, fiindcă se mișca prea încet. Pentru a-i mulțumi, servitorul s-a oferit să le ducă și armele. Nu, spuse amenințător unul dintre ei, doar unui samurai este îngăduit să poarte arme. Unui om de rând ca tine nu îi este îngăduit. De departe se vede că nu ești luptător, spuse celălalt. Nici măcar nu cunoști codul samuraiilor. Armele le cunoști? Nu, stăpâne, răspunse servitorul. Samuraiul poartă două săbi, una lungă, katana, și una scurtă, bakizashi, explică primul samurai. Codul războinicului, Bushido, întotdeauna respectat, înseamnă onoare, respect față de cuvântul dat, de sacrificiu pentru împărat și de dispreț față de moarte. Esența codului războinicilor rămâne simțul datoriei, spuse al doilea samurai. Înțeleg, stăpânilor, zise servitorul, ce puteri mari aveți. Mă puteți omorâ după bunul plac, dar vă rog să nu o faceți. Am să vă slujesc cu credință. Știu, spuse al doilea samurai, că te vei strădui și vei fi un servitor bun.